Germania va furniza Republicii Moldova drone militare în cadrul unui suport care va fi oferit țării noastre. Anunțul a fost făcut de ministra apărării a Germaniei, Christine Lambrecht, care se află la Chișinău și a avut întrevedere cu ministrul apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosate. Nu voi spune un secret dacă este vorba de achiziționarea dronelor, de exemplu, și altor echipamente, dar deoarece acum suntem în consiliere cu experții, nu pot să vă dau mai multe detalii, nu este rezonabil să vă dau acum mai multe detalii, dar vom găsi soluții bune în acest sens. Ministrul apărării, Anatolie Nosate, a mulțumit Germaniei pentru suportul acordat în modernizarea armatei naționale. Apreciez mult asistența Germaniei pentru Republica Moldova în contextul situației de securitate din regiune. Am mulțumit de asemenea părții germane pentru sprijinul în promovarea proiectelor și pachetelor de asistență finanțate de Instrumentul European pentru Pacea Uniunii Europene și programele susținute de Alianța Nord-Atlantică destinate Armatei Naționale. Republica Moldova urmează să beneficieze de la Uniunea Europeană de 40 de milioane de euro pentru modernizarea armatei naționale. Banii vor fi utilizați pentru dezvoltarea sistemului de apărare a atacurilor cibernetice, cumpărarea dronelor, dar și a echipamentelor militare non-letale.